Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor. Bine v-a regăsit în această frumoasă zi de duminică. Dragii mei, astăzi nu facem materialul de duminică de la Suceava. Astăzi facem materialul de duminică de aici din sânul, hai să nu fiu rotăcios, din locul zero al creștinismului din Moldova. Suntem la Iași, dragilor, și astăzi am venit la Sfânta Parascheva, deși mâine va fi pelerinajul cel mare, cel greu, sărbătoarea cea mare, dar vreau să fiți atât de mine câteva minuțele să vă arăt frumusețea asta de aici și cât m-o-i putea eu apropia. Știți cum? Poate vă ispitesc să fiți mâine la Iași. Haideți cu mine în pelerinajul acesta vizual, măcar atât. Suntem la Iași, dragilor, am venit de dimineață, o aglomerație destul de serioasă, dacă pot să zic așa, însă știți foarte clar că în octombrie toate drumurile și toate gândurile sunt îndreptate către moaștele Sfintei Parascheva. Vă explică domnul Nisa, ajută cu lară. Thank you.
Dragii mei, coada la Sfânta Parascheva de kilometri vine pe acolo, înconjoară tot centrul orașului. Deci e luată pe acolo și ăsta este altarul de credincioși și vin în fiecare an și închină și să... Ai sori! Thank you.
greșire. Hai, ești o greșire. Haideți, vă rog frumos, că greșiți. Haideți, vă rog frumos. Haideți, vă rog frumos, către ieșire. Nu vă opriți aici, vă rog frumos. Aici, le ducem noi. Nu le-ai dat? Le ducem noi acolo. Nu mai aveți voie pe aici. Doamna, nu aveți voie pe aici. Nu aveți voie pe aici. Pomenii sunt lăsați, doamnă, voluntari și lăsăieri. Și florile la fel. Bine, le luați. Da, haideți, vă rog, că se aglomerează. Haideți, vă rog, frumos. Haideți, vă rog frumos, către ieșire, că se aglomerează. Haideți, vă rog frumos. Vă dor picioare în regulă. Complicat, credeți-mă, dragii mei, Sfânta Parascheva este acolo. Coada este prin tot orașul, e de 10 de kilometri. Aproxim mama seara, cu Dumnezeu știți. O să merge destul de repede. Vă... Nu vă rog, vă recomand, dacă puteți să spuneți așa, să încercați să veniți la Iași, la Sfânta Parascheva, să merită, măcar o dată în viață. Catedrala trebuie neapărat văzută. Azi este o zi superbă. Sper că și mâine de Sfânta Parascheva să fie la fel. Once in a lifetime. Trebuie să o vedeți măcar o dată în viață. Restul este absolut poveste. Trebuie trăit până la cap. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și că ați acceptat să vă uitați și din alte părți decât din Bucovina la mănăstirile bisericii de dimineață. Sus, vă așteptăm aici, dacă aveți timp.